Iar astăzi, pentru prima oară, la acest zile, vine și în întâmplător astăzi, este ziua lui de naștere. Hai, să intre cu intrare, hai! Doamne ajută și la mai mare! Bine ați venit, Cristian Comohaci, la acces de weekend, într-o zi specială, pentru că este ziua dumneavoastră, la mulți ani. Mă îmbrățișați? Să ne îmbrățișați! După câți ani, ne vedem, Mulțumesc la fel. Dar brațele astea sunt mai frumoase acum pentru că sunt și probabil de trei. Asta așa e. Sunt frumoase brațe ale tuturor, sunt cele care îmi poate. Mulțumesc tare mult, s-a venit pe acolo. Toți cei care se duc astăzi de aici, de la rog, domnișoară frumoasă și toți cei din spatele casă. O să vă rog să luați loc. Oricum să stau să mă șiponez. Să stăm în picioare, să stăm pe scaun de bar. Ce vreți dumneavoastră asta face? Pentru că asta este ziua dumneavoastră de naștere. Eu pretez. Da, astăzi dumneavoastră dați masa. O să vă aduce imediat un scaun de bar, îl punem acolo și stăm așa amândoi, la șuretă, ca prietenii. Că bă, avem vreo 14, poate chiar 20 de ani de prieteni. Hai să intre scaunul. Așa se întâmplă, așa sunt în emisiunile acestea. Care nu se realizate. Vă rog să luați loc. Bine ați venit, să fac și acum fizică e aia regulamentară, emoțional, afectiv, eu zic că nu e nicio distanță. Nu ne-am mai văzut de multă vreme. Și e adevărat că s-au mai întâmplat lucruri, mai plăcute sau mai plăcute. Uite de la mult că prieteniile durează timp, talentul n-are moarte, iar în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, vorba dulce, graiul frumos, cântecul minunat și iubirea față de oameni, domnul se trece. Astăzi pot să spun că sunt din nou acasă și îi mulțumesc Adrianei Ghișan. Trebuie să spun că datorită dumneavoastră sunt astăzi aici. Vreau să mulțumesc la Teodora pentru tot și pentru cei 3 ani de când am văzut-o. Și dacă trebuie să mulțumesc ceva astăzi, mulțumesc Domnului Dumnezeu că am văzut pe locul de la Bogoria. Vai, cum am măritat fix acum 11 ani când... Săptămâna trecută 11 ani s-au întâlnit. Exact, acum 11 ani. Nu știu bine ca pățântul și cânta ca negăjită. Așa este. Uite că au trecut ani peste noi și vă văd cu aceeași serenitate. Cum vă simțiți astăzi? Nu vă duc la un lucru. Vedeți dacă vreți să ziceți? Nu, nimic vreau să spun. Dacă la 17 ani am lansat și am 35 de ani de câte, deci ușor de zămăgere. Mulți înainte, frumos. Acum, când e zis de sărbătoarea atât de mare, faptul că ați ales să veniți în emisia noastră este cu atât mai mare bucurie. Vreau să vă întreb. Nu am așteptat astăzi să mă adresez aici, în toată dumneavoastră, nici prin cap. Dar pentru că Dumnezeu are planuri de rog. Și pentru că Dumnezeu lucrează cu mine, nu lucrează, iată la asta aici. Așa este. Vreau să vă întreb, când vă dați timpul înapoi și vă începeți la copilărie și până în zilele noastre, care au fost cele mai frumoase momente de care vă aduceți aminte întotdeauna și la care vă întoarceți atunci când vă este poate mai greu sau când sunteți mai trist sau poate mai trist? Nu trebuie la amintiri. Eu trăiesc frumos și trăiesc frumos și nu mi-e rușine de nicio clipă a vieții mele. Privesc oamenii cu bucurie în ochi, nu am dușmani, nici chiar din copilărie, nici acum. Și e cel mai frumos lucru că te poți simți liber. Atunci când vedești pe Dumnezeu ești liber și nu trăiești din amintire. Eu nu trăiesc din amintire. Că poate m-aș împovăra cu el. De ce să-mi fie mult? Eu ne-am citit undeva că nu a fost de acord familia să revină spre noi. Familia noastră. Familia de acasă. Da, cum așa? Chiar ziceați că am copilărie. Eu încă mă simt copil. Și sunt copil și oricine este copil așa bine pe care o părim. Sunt doamna, o mamă, un tată. Sunt amândoile de șoara sau pe copilărie mele. Și tata fiind de membru de partid, activist mare, în Partidul Comunist Român de acum câțiva ani, poate că există și astăzi, nu știu că domnul Ciuda politică să nu poate există și astăzi. Tata fiind mare activist de partid și secretar de propagandă în timpul lui Ceaușescu, cu siguranță că lucrurile astea aibă lângă o răscăliță pentru că soarele este absolventă de filologie. Fratele meu a fost absolvent al Academiei Militare din București. Lucrurile astea aibă
master, am clase și la conservator și vreau să mai fac ceva. Și în vara aia m-am uitat pe forumul care era atunci revista Andor, 1989-90, 1995, nu știu de nou pe forumul, 1990 cred că. Nu are importanță, că nu știu editura, dar știu că m-am uitat pe forum și în forum am văzut că cu ceea ce am simulat în anii de liceu pot să dau la teologie. Aveam afinități cu ceea ce înseamnă frica de Dumnezeu, cu ceea ce înseamnă credința în Dumnezeu, dar nu cu religiozitatea și cu, oarecum, cu canalele bisericești. Și așa m-am dat la teologie. Dar la teologie am văzut la Sfinți. Dumnezeu Stăriloare, Părintele Arcatul, Părintele Părințescu amândoi, frații, și la un moment dat cu Părintele Nicula, și la un moment dat, în viața mea se contura altceva. Să vă mai spun ceva, pentru că este zi aniversară. Eu tot ne-am mai adus de poți. Nu de preoți, de poți. Care este așa de poți? Care este așa de om care slujește la altar și popa e popa Nicolae, popa Ioan, popa Vasile. Nu, nu. Între preot și popă este un anumit har pe care nu îl au... Nu, n-ați înțeles. Același har este și Cristian Pumaș, când în unul dintre ultimele materiale discografice, popa e popă și în șanț. Deci preot să știți, nu vă spun așa, sincer, ce faci la treaba asta acum, ce nu-i ok. Asta se registrează pentru următoare, nu-i ok ce faceți acum, că se vede pe jos buzunare. Pur și simplu, el amintea, dar rog, eu v-am zis părerea că oamenii vor să-l vadă, să-l văd. Cel mai bun e bancul e așa cu poți. N-am știut niciodată cum să se întoarcă la oata și este o vorbă la noi, când el aș vrea să-ți spun așa și mi-au venit. Nu, lasă să fim noi. Noi astăzi, în supragerie, noi doi. Vreau să spun că este o vorbă repușată, la oata de așa și pe brată, vreau să-l văd pe câteva. N-am crezut niciodată cum să ajung să fiu preot. Și nici într-un sat cu preponderență maghiară, producător de naționalitate maghiară. Iată-mă că sunt acolo și de 22 de ani trăiesc și mulțumesc lui Dumnezeu pentru altar, pentru oameni și pentru toate lucrurile care mi-au făcut. Cum v-ați cules din cântec și cum ați putut să vă învățați cariera asta atâția ani de zile între cântec și preoție? Pentru că multă lume spune a fi artist înseamnă duce o anumită viață, care poate nu e după canoanele preoțești. Toate astea aveți și un cântec, aceleași mesaje pe care le-a dat și preoții în biserică, de bunătate, de iubire de oameni, de prietenie, de iertare, de bucuria faptului că avem șansa de la Dumnezeu să vedem ziua de azi și poate și ziua de mâine. Mulțumesc mult că ai observat de lucrurile meu. Eu nu sunt un artist. Eu sunt un preot de țară, sunt deja cu mohaje de pisoara, nu am vedeități de artist. Eu sunt român. Și un român bun, la fel ar face ca mine. La ospețe ar cânta și s-ar veseli, iar la înmormântări ar roci. Iar când este momentul, cu siguranță credeam și bunce și ar ridica mâinile pe tăcere. Nu fac nimic ca să ies din relief. Nu că sunt un preot atipic, dar nu știu dacă ai citit pentru că ești o femeie privată și ai citit Savonean, citit Creangă, omul de bază asta, pentru la Pupa, care și astăzi în Ebișoara, pentru care deschide jocul în statul de Paș sau la Pupa, este Pupa, da? Că dacă nu vine cu vitează, am fost mult de mult la Urgă în Barat, în Cușunțe Carles Călăbin, am cântat pe Pupa, ruga s-a început la biserică și cu preotul în frunte să-l faceți live pe Facebook. Și avem acela la biserică aceea de Catolic. Vă rog eu frumos că n-avem voie. Și acolo am folosit. Nu refimați, dar nu live, vă rog. Și am mers pe țapul, dar sunt la urmă. Adică, vă rog în suflet că îmi fac mie. Care tocmai asta se propovăduia. Adică, ok. Mulțumirea către Dumnezeu, iubirea între oameni, empatie. Și mai important, să-mi parte iertare. Să învețe de la el cum să învețe. Dumneavoastră ați iertat pe toți cei care poate nu v-au învățat întotdeauna.
că știe asta să care mă iubesc, dar pe toți iubesc. Deci nu aveți dușmani, no. Să-ți luăm fericit. Îmi mulțumesc că Dumnezeu pe cel mai liber de care. Asta chiar e o, asta chiar e o libertate, să n-ai dușmani, să nu fii peste pe ei. Îmbrăcează ca cumva. Mult am încercat să ia legătura cu noi și am tăcut pentru că astăzi am vrut să-mi rezerv bucuria să o privesc în ochi și să vadă că nu mă iubesc. Ideea este așa, că se spune că atunci când trebuie să se întâmple niște lucruri, se întâmplă ele cum vrea Dumnezeu. Degeaba forțăm noi, degeaba cu ne-am zi doi, poate, nu știu, să ne întâlnim în alte emisiuni, pe alte subiecte. Astăzi a fost. De ziua lui Cristian Covaci, în această aniversare. Dar rog, spuneți ca să faci să fie un angel, cum a Dumnezeu și noi. Spune dacă regizat și la cine. Nimeni! Eu n-am știut că este ziua lui Cristian Covaci, azi am aflat. Și momentul acela vă dați seama că am pus, am dat căutare și de... Am dat pe Adriana și am spus, nu vreau să mă întâlnesc cu el acolo, Da. Și eu am zis, Doamne, să vezi că astăzi este ziua lui. E, acum ce să facem? Eu cred asta spun, că nimic nu este întâmplător, dar să știți că nici noi n-am rămas chiar așa repregătiți, pentru că tot avem o chestie. Și am să rog pe Cospina să vină și să vă faci la mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! La mulți ani! Mulțumesc din toată inima! Vreau să vadă și cei de acasă că e adevărat și nu-i fals. Este, da. Este un lucru de la bucătăria. Aplauz foarte mult pe care poți să-l faci cu cei mai buni prieteni. Da. Încep cu Cosmina, că trebuie delicată de o sănătate. Da, așa pare. Și să știi că, uite, îmi duce pe picioare, așa cum mă rând, că mă uit de multe ori la ea și zic, domnule, dar eu de ce am inventat dacă nu mănânc din oră în oră mor? Iată că nu. Se poate să fii și ca ea, să-mi țirică frumoșită și să nu mănânc atâția. O să ne vădăm domnul... Că nu-i lăsați. Ba da, îi lăsați. Ce să nu stați? Grija că o fost să fii deasupra. Vreau să vă mai întreb despre lucrurile pe care le-am găsit în satul Moșu. Acolo ați stat și stați. De cât de ani? 22 de ani. Ce ați găsit în locul acela? Pentru că toată lumea știa de orice de la Moșu. Chiar o localitate ca un reper. Thank you.
clasă, vezi, dar ce o să facă în fața calculatoarelor sau în fața tabletei și ești mamă și gândește de cum poți să educatezi că își ai gândește un lucru pe o mână bună de stăpânță. Așa este, așa este. E greu, dar trebuie să știm ce să alegi. Ce-a spus urmă? Am lucrat și m-am lucrat de Dumnezeu, m-am lucrat de Dumnezeu și am lucrat de Dumnezeu pentru că în vremea asta am trebuit să-i faci mai de ce de casă de tabletă. Am avut spectacole, dar rugăciunea mea este mai departe, cântarea mea este mai departe și mulțumirea mea față de Dumnezeu mai departe. Mai aveți stâna aceea super trecut? Și astăzi mulțumesc pe Dumnezeu că sunt un om sănătos. Asta e cea mai bună. Mai aveți stâna de trecut? Mai mergeți la stână? Mai stați cu oile pe teale? Mai cântați? Nu-ți răspund la teale, dacă nu-i sănătos. Vai, abia aștept într-un weekend că n-am zi. Adică după emisiune. După slujbă, duminică după slujbă, venim și mergem. Deci aveți încă acolo, încă au rămas dealurile acelea frumoase, păturile și berbecuții, oile pe care știu că le păstoreați cântându-le. Este o patimă, dacă pot să numesc așa, este un lucru din care mă regăsesc. De ce mă regăsesc? Este un lucru acesta, mi-am cam de dată, de dată, nu? De cel care a scris Sardină, din Împăratul Evreilor, a zis el. Era un copil așa cu urma tatălui său și un mare preot a fost trimis cu cornul de lemn în mână să-l ungă ca și împărat de dame și era la oi. În spatele tuturor de oi, să știți să ne-aște multă înțelepciune. Când sunt acolo pe câmp, în fața altarului vorbesc cu Dumnezeu, iar în fața cerului plâng cu Dumnezeu, că acolo pot să plâng. M-am dus aminte de o vorba lui Cea din Cerul. Ai copilărit cu cea de ce învăța, da, cea de peșterea în față de mine, că poate la câța ne-am mai de cântat. Îți aducea de cea de ce învăța, cea de ce spunea, îmi place să mă plin prin ploaie, că nu se văd la acum. Și atunci, transpunând treaba asta în turma de oi, poate că așa e, tata, poate că așa e. Ele nu mă spun la mine, ele știu să-mi spune, ele mă simt. Și este un verset învit atât de frumos care este în Iisus, El cunosc glasul meu și oile care cunosc glasul meu după păscor. Da. Și asta se întâmplă metaforic, bineînțeles, și cu preotul în comunitatea. Așa de zic. Pentru că dacă ești în sabune, comunitatea a pus-o aducă la biserică, pus-o aducă lângă Dumnezeu, comunitatea se vindecă ea prin ea însăși, prin rugăciune, prin bucurie, prin iubire, prin tot ceea ce se întâmplă nu doar în sate, că sunt multe alte comunități și în mediul urban, unde oamenii merg la biserică și iubesc preotul. Așa este. Bun, o zi frumoasă, o zi încărcată de multe semnificații, o zi în care, atunci când sărbătorim, ne gândim la oamenii cei mai dragi. Câți oameni dragi vă sunt aici? Ați mai pierdut din ei? Au fost oameni care v-au trădat? Au fost oameni care au rămas necondiționați? Pierde, dacă între cei 12 am venit Iisus, am venit în corul lui, a fost unul care a dat și cei care le cel mai mult. Eu n-am căutat trădător. Și nici nu-i gândesc. M-am bucurat de celălalt spus, că zice, ba mai mult. M-am bucurat de celălalt doi plus, că locul lui erau doi plus. Dacă vin la rușine să vezi câți oameni sunt la rușine, ba mai mult ca la început, dar în timpul acesta, în viața pierdere, oameni dragi, televiziune, oameni artiști, cum vorbeam înainte de artiști, Stella Popescu, să știți că îmi lipsește mult. Da. Tamara Luceanu, Luceanu Modest, îmi lipsește mult. Valeria Petre Pernescu, știu că îmi lipsește mult. Doamne, cât am iubit-o și pe Valeria. Deci, Valeria Petre Pernescu îmi lipsește mult. Dacă îți spun un nume care și astăzi în comunitatea Sfânta Postumirie, Gică Petrescu, îmi lipsește mult. Sunt oameni cu care aștept să mă gândesc. Sunt oameni cu care aștept să-i văd odată. Că moartea este doar o frontieră, este doar o vamă. E doar o trecere. Și este bucuria de a întâlni cu ceilalți. O să fie timp pentru noi toți când o venim. Să începe de moarte? Nu mi-e frică, dar parcă aș vrea să mă. Adică nu e viața veșnică. De ce s-a întâmplat cu viața veșnică? Pentru că mai vreau un pic de viață de-asta buciumată, tulbure și... A,
vrei să te prănunți. Da. Să vezi unde îți dai copii la școală, să vezi să arăți ca și Cosmina, ce da, 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 corect, corect. Da, să ne confruntăm aici cu problemele astea noastre, cu pandemiile, cu ce-o fi. Pentru că... emisiunile tale grele. Emisiunile mele trebuie. Și apropo de emisiunile grele. Să știi că nu poți să ne dă. Să știi. Nu știu dacă s-o vrea și eu la pe care. Da, știu. Vreau să vă spun că... și dacă te uiți ceva. Părinte, vreau să vă zic că aici poziția mea este intrată de foarte multe ori, pentru că vreau să vă zic că așa s-a întâmplat cu Dumnezeu, așa am făcut atunci. Când o uriste la Popescu, eram aici. Yes. Am primit vestea aceasta morții Steve Popescu și la 3 zile după seara Popescu a murit. Este colegi la teatru de revistă. Și gândiți-vă că eu eram aici doar un locuitor. Și m-au prins această grea perioadă în care a trebuit să gestionez emoțional aceste subiecte extrem de grele, în care a trebuit să merg la mormântare, care s-a filmat la mormântare, am dat un post în care am adus oameni dragi, care o plângea. Foarte greu. Vorbim despre problemele grele care s-au întâmplat. Despre Cristina Stamatea s-a și despre Cristina Stamatea. Despre ce înseamnă un artist bun, bun, bun. Cristina Stamatea era ruga sa la picioare. Așa. Că la mormântare n-am fost, dar la mormântare sunt cu 10 oameni. Nu fost cu colegii noștri de la teatru. Nu fost cu 10 oameni, așa am înțeles. Nu știu, nu știu să vă spun, pentru că e tot reuțile. Au fost umbrite, au fost umbrite de mormântarea Stelei Popescu, care au fost... Dar așa bune prieteni au fost, încât ai văzut, nici n-au stat foarte mult la cealaltă, la 3 zile sau la. Și a fost atât de greu de gestionat emoțional, la fel cum este greu de gestionat emoțional fiecare emisiune. Dar lumea de acasă trebuie să înțeleagă că emisiunea este un lucru pe care trebuie să-l facem ca subiect și ca meserie. Relația cu oamenii pe care noi iubim și cu care ne înțelegem și cu care ne prietenim de zeci de ani zile este cu totul alta. De a spune oamenilor să nu judece oamenii după ceea ce văd la televizor că fac, pentru că au toți o viață personală, au toți o viață după emisiune și au toți un suflet. Poate și eu de multe ori am plâns după emisiune când am gestionat momente grele în emisiune pe care nu trebuia să le arăt ca fiind grele pentru mine, că în această emisiune nu e vorba despre reprezentator, ci e vorba despre subiectele de multe ori pe care publicul ține cer. Mergea la mobilitate. Atât de plăcut eram de durerea familiei, cât plângeam mai tare ca oameni de acolo. Mă trezeam la un moment dat, cum spuneam, era că nu trebuie să ales. Eu trebuia să fiu cel care să încurajez. Plângeam mai tare eu pentru oamenii de lângă sălași, de lângă copușări, de lângă cartafar. Și ce înseamnă asta? Care este cu ce trece mai departe? Ce vă ajută când aveți pompele în viață, moment de, poate, de beznădejde, de... Nu am moment de beznădejde, nu. Ce vă ajută? Moment sau furtună iese. Ce vă ajută? Își adău genunchii și astea dau mâinile. Adică în pășină. Sunt atât în pășină. Nu pe cine. Este cel mai bun sfârșit și cel mai bun viață pentru boală și scurt pentru viață. Care a fost cea mai frumoasă perioadă din viață? Care este? Astăzi te simt cu Mira Borean și simt aici cu Dora, cu Adriana Rășan, cu oamenii la cameră, care vreau să-mi dau milioane. Și a venit? Vine, și a venit. Să spun că astea sunt poliția acelea lui George Coșnu, că tot vorbim despre mistrii care au făcut și tot vorbim despre acea zonă. Ce asta e mică, pentru că nu e din Corpeni, din Corpeceanu. Aha, din Corpeceanu e? M-aș făcut de râs, ca să vedem. Bravo! A, vine, vine și-a venit. Vine, vine și-a venit. Acceleratul. Oare asta era? Acceleratul era. Ce vezi cu brațul? A, nu, la Corpeție, du-te, du-te! Și s-a dus. Și noi am zis, vino, vino! Și-a venit. Înseamnă că asta e mai bună. Înseamnă că e mai bună. Lasă că eu spun du-te, du-te. Vină! Și a venit! Și mulțumim tare lui Cristian Comuraci că a venit astăzi în emisiune, chiar de ziua. Mai avem niște surprize pentru dumneavoastră, dar înainte de toate chiar să rog colegii noștri să pregătim și un mulți ani trăiască din altă, parcă a fost prea pe bun, mai o voce. Mă, o voce frumoasă. O voce, da. Și vreau să o pui pe vis. Da. Să vedeți ce voce frumoasă avem pregătit acum pentru dumneavoastră. La telefon. Nici nu are rost să vă spun mai multe, pentru că vocea și căldura dumneaei sunt inconfundabile. Alo, bună ziua! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască! Mulți ani!
subiectului românesc, nu a Basarabiei, nu a Bucovinei, nu a Bicovului, a criticului românesc. Doamna regină Sofia Vitovianca. Nu sunt stai, dar nu mai poate regi. Îmbrățișări cale, Doamne ajută, bucurii, toate bucuriile în lume să treacă pragul sufletului. Mulțumesc. Știu că viața este o încercare, cu surisuri și cu urâșuri. Domnule, rezolvă pe toate, să ne smerim și să rugăm că El are grijă de noi. Eu acum sunt așa, am o bucurie care nu credeam că se rezolvă. La mulți ani, mulți ani, mulți ani, vă mulțumim, doamna Sofia, la mulți ani și dumneavoastră. Vă mulțumim de tot sufletul. Sofia Vicovreanca, marea doamnă cântecului, regina cântecului populară. E într-adevăr minunat să ai astfel de piele. E minunat să te întâlnești cu astfel de oameni binecuvântați și să trăiești în anturajul lor și în proximitatea lor, pentru că energia bună se împrumută. Un grădinar mergea într-o zi de aleia grădinii pe care o îngrijea și era atent cu fiecare detaliu din grădinarul. Și avea o alee pe care l-a fi. Folosit o pânză grădătătare, s-a plecat și a luat-o, gândindu-se că și ne-au fost la viață odată. Și uitându-se la ea cu atâta drag, instinctul l-a îndrăgat să lucre la nas. Și când a fost la nas, mirosea a trandafir. Și s-o spirea și zis, cum? Tu miroși a trandafir? Tu ești trandafir, ești doar o frunză. Sunt o frunză. Dar asta nu e cu trandafir. Ce frumos! Eu vreau să vă întreb dacă acum la această aniversar aveți vreo dorință sau ceva de împliniță, dacă aveți, mai aveți ceva în plan să faceți. Spuneam să-mi dau un copil, atâta vreme cât am făcut părinți, de acum am început viața, nu știu, am nevoie să fie din acolo. Ăla e de mare, tocmai că ce? Vreți să ajungeți undeva, vreți să mai faceți ceva, vreți să, nu știu, un plan personal, un plan artistic, un plan... În plan profesional, lucrez la un material discografic nou și mi-aș dori, o rog pe acum am spus că dacă vrea să-mi facă un cadou, să-mi facă acel cadou care să-mi lasez ne așteaptă de acum înainte multe emisiuni. Și doresc să construiesc o mănăstire. Îmi doresc să construiesc o mănăstire. De mulți ani, de mulți ani în plan și am adunat ca o cunoștere, ne-am pus o parte ca să am investițiile necesare. Păi este începută și dacă Dumnezeu vrea să... Unde? Poate la domnul. Nimic nu zice. Deci am spus deja o pusteapă de temelie, cu mulți ani în urmă, în altă sețetă la Biscopul Mitropolit Andreea Mărturisă. Așa că o să ne spuneți să venim acolo la sfințire, cum se spune, când intră și femeile la tare. Eu rog pe Dumnezeu să vizite pe Călugărești acolo. Așa, dumneavoastră, v-ați gândit să vă retrageți acolo la, nu știu, la un moment dat? La un moment dat, cum interesi, eu sunt orice și ce șoară. Atunci îmi prefereze muzică populară, am avut ocază să stai de vorbă pe ei, să vorbim și pe ei, sau să ai invitați în platou și fiecare de cum poți stilizați sau pe cel mai modern. Nu că vin cu 5 de vreșoare. Și la atâta minte că de fiecare se încălța valiul în frătului și zice, când își făcea noșițele, zice, de fapt, Dumnezeu e tatăl nostru. Asta era menirea de a se încălța cu 5. Nu vreau să schimb nimic încă din treaba asta și când am vrut să-mi pun obcișile în gol, atunci când am fost la altar, tirotonit și unit ca preot în moșuri, am vrut să arăt că sunt la arhiepiscop și în propolita mea de tot și am spus, acum nu mai pot să pun. Că zic, îmi trebuie să spun eu să nu mă întâlnesc. Pentru că meria de Cristian Comunacii de a transmite un mesaj oamenilor de discenie, care alții nu au posibilitatea să o facă. Sunt atâția preoți, cum toți preoții sunt. Este diferența ce popor și că toți preoții se și toți curat. Dar nu toți au doamna în mână, nu toți au microfonul în mână, nu toți au posibilitatea să spună ce au zis. E greu să aduc o scenă. Ești om de televiziune, Dora, ești om de televiziune, cât e de greu să aduc acest drept?
greu să ajungi pe scenă și să ai și curajul să privești la minut și să vorbești despre Hristos atunci când doar mai așa ceva probabil. Ajung pe scenă și când e cunoști de acasă în Sovia, care, așa cum ai spus la ce te visi, are în esență, are un mesaj cu Hristos. Eu asta am simțit și simt întotdeauna când de la Sfântul Hristos. Pace, bucuria vieții, mulțumirea către Dumnezeu că sunt, că exist, că mă bucur de câmpul verde, mă bucur de oameni, mă bucur de urmă, de tradiții și de tot ceea ce mi-a lăsat să văd pe lumea aceasta. Bucuria vieții, aș spune în două cuvinte. Vreau să vă întreb dacă ați avea ceva de transmis oamenilor care vă urmăresc și care v-au fost aproape întotdeauna, oameni pe care poate mi-ați văzut niciodată, dar care au rezonat întotdeauna și celorlalți. Haideți să începem cu cei de aproape. Cum e la? Cu cei de la camere, cu cei care stau în spate, cu domnul Lupu. Da. De ce cu cei de acasă care ne-au urmărit și vă urmăresc misiunea? Vreau să le mulțumesc în toate lumea pentru bucurile care le-au făcut, pentru bucurile care ne le-au dăruit atunci când ne-au primit mesaj, ne-au aplaudat și ne-au dat brațe. Iar astăzi vă promit în fața camerei și în fața lui Dumnezeu, atâta vreme cât mă voi putea așteza pe genunchi, voi evita întotdeauna mâinile pentru dumneavoastră pe cer și voi mulțumim de Dumnezeu pentru că existați. Mulțumesc, Mirela, mulțumesc, Dora, mulțumesc, Adriana, mulțumesc, domnul Lucu, mulțumesc, băieți de la camere, care vorbiți, care sunteți la activ, care... Mulțumesc, Cosmina, Ceea ce s-a întâmplat în această jumătate de oră de discuție, eu am înțeles ca pe o lecție de viață. Eu am înțeles fiecare cuvânt și fiecare lucru ca fiind o lecție pentru fiecare dintre noi. Indiferent cât de greu ți-a fost și indiferent cât de multe lucruri s-au spus sau se vor spune, niciodată să nu răspunzi la fel. Răspunde cu iubire, răspunde cu iubire, răspunde cu iertare și cu brațele deschise. Dar dacă mai răspund și cu un cânte, care s-a aducă întotdeauna bucuria în inimă și mulțumirea lui Dumnezeu că existi, așa cum ești, atunci nimic nu are ce să fie. Mulțumesc pentru Sfântului Cristian Comohaci și eu zic că vorba filmului celebru, acesta este începutul, abia începutul unei prietenii pe care acces direct și Cristian Comohaci o să aibă la toate momentele importante din viața fiecăruia dintre noi. Te pup, Cristian, mă bucur tare mult că ai fost alături de noi astăzi, nu spuneai cum nu-i găsi ceva. Pentru că bucuria asta cea mai mare este a percepuit-o ceea ce am vorbit cu un cântec de la Măsără. Așa că alături de noi, la mulți ani, Cristian, Comohaci. Și mă
Ieșiți pe acolo. Exact. Nu,